ușor. Ce actor mișto, ce om nebun! Te rog, te rog, șterge-l pe Cristi! Eu mai ales! Știi câtă nevoie am de el! Nu mai ieși, Bobu, asta e! Bă, taci, nu te turna! Că poate nu s-a văzut nimic, poate... Ia șervețelul, Natanticu! Sărut mâinile, doamnelor, mă bucur să vă cunosc! Ești fenomenal, mă! Pe cuvântul meu! Da, adevărat! Cum ești, Zim? Cum a fost experiența asta pentru tine? În primul rând le mulțumesc celor că ei m-au făcut. Chiar mă, bravo, foarte frumos. M-ați emoționat până la lacrimi, o să se vadă pe filmare. Nu mai vorbesc de iubita mea soție și de prietenii mei și de copii și de... Hai să vedem ce au toți de spus. Prima oară, uite, începem cu ei. Exact. O să dureze asta ceva, că sunt mulți. Cum a sărit Cristi? Păi după ce am văzut roata asta, te așteptăm în balet, Cristi, la următorul sezon. Ia uite. Auzi, te vor în balet, auzi. Te rugăm să ni te alături. Eu dar sunt în, la Ana Aslan, sunt în baletul de acolo. Se numește Geronto Ballet. Dar roata asta unde a cu voi ai exersat-o sau de unde o știe? Îți zic eu în 7-7 la Nadia Comăneci. Ce zice Bobo Monica? Ei, intrarea a fost nașpa, hai. Felicitări, Cristi. Ești un super bărbat, bravo. Ai mult curaj, ai 54 de ani, trebuie să specificăm treaba asta, da? Felicitări. Nu e ușor să faci așa ceva la vârsta ta, da? Bravo, felicitări! Și nu e greu dacă avem profesori ca voi, să știi. Hai să vedem și o reluare, Cristi, fii atent. Ia uite aici. Auleu! Ce vorbești? Nu, m-am dus pe spate ca prostul. Și reluare și Ramona, ia uite ce frumos. Este bine, e bine. Ia uite, reluare, Ramona, de tot. Hai să începem, uite, cu Clara, să scoatem cei mai ladies, rău. Always first. Thank you. Bănuiesc că a fost o săritură aleasă de tine? Da. Mă gândeam. A fost, se poate, și comic. Da, păi asta vreau să zic, a fost o săritură comică. Nici nu știu cum să ți-o punctez, că nu e o săritură eu din săritură în apă. Eu v-am zis că e o aruncare, da. Nu e o săritură. Apreciez nebunia ta, să spun, și curajul tău de a te arunca așa... Ușor nebunește. Ți-ai luat un avânt cam mare, din această cauză nu puteai să controlezi intrarea în apă, să te oprești. Ce să zic, te felicit pentru nebunia ta. Bravo, la vârsta asta. Bravo. Vorbiți mai tare, că nu vă aud. Ia zi, Natanticule. Eu nu am mai cuvinte de laudă și tot ce e mai bun pe lume pentru Cristi, care urmează să mă jurizeze la Te cunosc de undeva. Și de asta am pregătit și note foarte mari. Dar... Lasă că o să mă refer la splash-ul ăsta când o să vin. Nu, dar a fost foarte bine. Mie mi-a plăcut. Măi, nu foarte... mă înțelege greșit. Deci vrei să o fac și eu, că eu o fac. Onorată instanța ta, chiar n-am făcut. Dar n-am făcut. Mie mi-a plăcut și oricum ai plecat cu o energie foarte mișto de acolo, de la canapea, unde, sincer, am de învățat de la tine și chiar cu piciorul tăiat, bă, nene. Cred că ai 25 de ani, așa după cum te-ai mișcat cu acolo. Cu suspendare. Vorbesc foarte serios. Foarte, foarte tare. Vreau să spun colegilor mei, publicului, dar și celor de acasă. Am făcut țuică de la A la Z împreună cu el. De la prins focul... Sunt jumate argeșan. Da. Sunt de lângă curtea de Argeș. N-o să uit în viața mea. Legat, ambicurile. Da, a legat doar la foc sau și la țuțurel? L-am stat acolo la țuțurel, dar ne-am și făcut. Până la otcă. Și ne-am și făcut. Ne-am și făcut un pic. Și am și cosit vreun hectar. Păi după țuțurel normal. Legat de săritură, brânduiește-o. Sigur brandește că da, nu, că sunt mândru de ce. Parcă și vă pe Cristi acum cum se duce la o sim, băi, uitați o casetă, am o filmare. Da, uite, asta e săritura Cristi. Și așa cu ampi, nu? Da. Vreți veni cu bucuria ta tot. Cristi, eu ți-aș fi dat o notă mai mare, dar cred că nota asta reflectă... Stai ce... Mai are și Iulia de vorbit, Neamărină. A, scuză-mă. Bă, dar Neamărină, te grăbești ca fata mare la măritat. Eu nu m-am grăbit. Am crezut că ai vorbit.
Așa sunt eu, misterioasă și nu mai știu oamenii dacă vorbesc, dacă nu vorbesc, ai văzut ce le fac? Din punctul meu de vedere, Splash este în primul rând despre bucurie și despre bucuria de a descoperi un sport nou și de a învăța ceva despre propriile limite. Și fair play. Și despre fair play și echipă. Și uite că tu astăzi ne-ai dat o lecție. Faptul că ai putut să te cobori de pe acel piedestal pe care ești jurat într-un proiect foarte mare. Aia, ceva. Și să vii simplu concurent, numai că nu a fost nimic simplu în legătură cu prezența ta din această seară. Mulțumesc. Și uite, Cristi Iacob, o să-ți arăt nota mea, deși nu fac asta de foarte multe ori. Bravo! 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 Deci ni s-a divulgat o notă secretă, am înțeles. Da, putem trece mai departe. Păi ce să zic atunci? Neamărin? Păi eu zic că asta e nota 8,5. Care reflectă la săritura lui. Da. Clara, te-ai hotărât? M-am hotărât, da. 5. Și eu vreau o notă pe care vreau să o văd și eu de la tine de multe ori, deși nu pot să... Asta ca o glumă, ca o glumă, ca o glumă. Am și eu o notă pregătită și cred că sunt și eu corect când... așa, cum a fost săritura și te respect și te iubești și... Te ador. Bun, nu mai vreau să sar o dată. Ce să mai... 5. Da, bune. Vom vedea. Poate ție mai bine. Și de la noi primește 100 de puncte. Bravo, Cristi! Pentru talent, pentru generozitate, pentru iubire, pentru nebunia asta frumoasă. Fii atent, Cristi. Ai 32 de puncte cu nota secretă aflată, ca să zic așa. Deci, ia... Ce să zic, ia cele 32 de puncte, du-te la canapea, ești în top, dar urmează să aflăm celelalte note secrete ale colegilor. Sigur, l-ai enervat pe Zani, dar și el poate să treacă peste treaba asta. Haideți să fim prieteni, Doamne ajută și să te duci la o zi.